De ce se spală pisoiul după mâncare? O poveste populară lituaniană. Odată, o vrabie a poposit în grădina unui țăran și s-a apucat să ciugulească grăunțele înșirate pe jos. Vrabia sare prin iarbă și adună grăunte cu grăunte, iar pisoiul cel jucăuș stă după colțul casei și o pândește, punându-și în gând să o prindă. A pândit el cât a pândit și când și-a făcut odată vânt, a înhățat-o de o aripă. Nici n-am visat asemenea gustărică, mi-a urlăit pisoiul. Vai, domnule pisoi, chiar ai de gând să mă mănânci? Ciripi vrăbiuța deznădăjduită. Dar ce-ai crezut, că am poftă doar de joacă? Fornăi pisoiul și clipi din ochi de plăcere. N-ai niciun pic de rușine, îl luă vrăbiuța la trei parale. De ce ai uitat să te speli azi dimineață? Nu știi că și stăpânul și stăpâna, toată suflarea de pe pământ, în fiecare dimineață mai întâi se spală pe față și abia după aceea iau dejunul? Ai dreptate, iorlăi puțin intimidat, dar și rușinat pisoiul, și ridică lăbuța să spele ochii, urechile, mustățile și botișorul. Fără a mai sta pe gânduri, vrăbiuța își fă cuvânt și fâlfâi din aripi și scăpă din ghearele lui. Rău s-a mai înfuriat pisoiul, de azi înainte nimeni nu mă va mai păcăli. Facă oamenii cum îi duce mintea și capul. Eu dimineață, mai întâi și întâi voi lua dejunul și abia după aceea o să mă spăl. De atunci tot neamul pisicesc se spală după mâncare și nu înainte cum fac toți copiii ascultătorii.